aducem, salut, salutări de la Oradea. Săptămâna trecută, de joi, vineri, sâmbătă, am fost la o conferință la Oradea, împreună cu fratele Lucian și cu soțiile noastre, ne-au soțit. Am fost la o conferință unde au fost mai mulți lucrători din toată țara și nu numai din țară, au fost și din Ucraina și din Albania, cel puțin câte o persoană care au depus mărturie despre situația. Grecia, care a depus mărturie despre lucrarea acolo. Și frații de acolo v-au transmis salutări în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Fratele Paul a prezidat, ca să zic așa, a transmis în numele tuturor lucrătorilor aceste salutări. Întâlnirea a avut loc la Institutul Biblic Emanuel. Ne-am bucurat să întâlnim și un colț de deja acolo. Am întâlnit-o pe Mimi, am întâlnit-o pe Manuela și pe Andrei. Ne-am bucurat tare mult să stăm de vorbă, să revedem zâmbetul și buna dispoziție pe care au avut toți copiii Domnului. Pe mine am și adus-o împreună cu salutările noastre acasă, că am vrut să fiți sigur că primiți salutările noastre. După aceea am plecat la Deva și duminică fratele Lucian a fost invitat acolo să slujească în biserica din Deva, l-am înfățit și eu. Primim salutări și de la biserica din Deva. Salutul lor este din Matei, capitolul 5. Tatăl Lucian. Nu mai știu. A sperat de unul la mine și dar oricum este din predica de pe munte și este, dacă bine mă amintesc, versetul voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Este salutul lor pentru noi, primiți-l din partea Domnului, așa cred că ăsta este. Și nu mi l-am notat, Domnul să mă ierte și iertați-mă și dumneavoastră, dar cred că ăsta este. Acum, aș să vă mai spun un motiv de bucurie. Știți că v-am rugat, v-am adus la cunoștință cererea unei colege, să ne rugăm pentru cumnatul ei, pentru familia cumnatului ei și pentru cumnatul ei care trecea printr-o încercare, printr-o suferință mai deosebită. În sensul că, într-un mod brusc, a început să simtă, să nu simtă mâinile și picioarele, a ajuns într-un timp foarte scurt să fie ca și paralizat de mâini și de picioare. Bucuria m-a sunat săptămâna aceasta și mi-a spus cu alta bucurie că Dumnezeu a lucrat. Că s-a ridicat din pat, că umblă, că e acasă. Doctorii că continuă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Încă n-au un răspuns, este tot felul de presupuneri, n-au un răspuns. Dar mulțumește pe această cale și adunării și tuturor celor care s-au rugat pentru ei. Ne bucurăm să auzim lucruri pe care Dumnezeu le face în zilele noastre și cum Dumnezeu ascultă rugăciunile. Să credem că Dumnezeul nostru vrea și poate. Poate să facă lucruri pe care nu le mintim și atunci când nu mai vedem speranțe, Dumnezeu poate. Lucrul ăsta este valabil și cu țara noastră. Sigur, acesta este valabil cu viețile noastre. Dacă ne uităm la viețile noastre, la felul în care Dumnezeu ne ia și ne crește. Într-un mod extraordinar. Haideți să ne întoarcem la lecția noastră de astăzi și pentru câteva minute să poposim. Am înțeles că ați parcurs lecția duminica trecută și mulțumesc Lufane pentru aceasta. Astăzi avem în fața noastră capitolul 2, de la versetul 12 la versetul 17. Știu că suntem în urmă cu vreo două lecții. Vom încerca, dacă Domnul ne va ajuta, să le recuperăm. Și poate că, dacă Domnul ne ajută, poate prea duminica viitoare să trecem peste lecțiile ca să
să ajungem la zi. Dar asta cum va vrea Domnul, ca să zic așa, și ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească și să mă călăuzească și pe mine. Dar acum astăzi ne vom uita doar la această secțiune de text, la această lecție. Când scrie Apostolul Ioan această epistolă, este undeva spre sfârșitul vieții. Undeva vârsta lui este mai mare de ordinea. Din cauza aceasta, tonul pe care îl folosește este unul de multe ori părintesc. Pastoral. Dar are în spate, pe lângă căldura acelui părinte care își îndeamnă copiii să umble pe calea bună, e repede și fermitatea aceea pe care Duhul Sfânt o pune în cuvintele, Și când Apostolul spune ceva, spune datorită unei experiențe de o viață. O experiență care a fost deosebită datorită umblării lui cu Domnul Iisus pe Pământul acesta. Nu mulți au avut această binecuvântare să umbli cu Domnul, dar și experiența vieții trăite după înălțarea Domnului. Au fost ani pe care Apostolul i-a trăit experimentând tot ceea ce a văzut, toate cuvintele pe care și învățăturile pe care Domnul le-a spus atunci când era pe Pământ. Din cauza aceasta, încrederea cu care vorbește Apostolul nu este una de formă, ci este una adânc bazată. Este una care are un fundament tare. Credința lui se bazează pe ceva clar, concret. Nu pe o filozofie, nu pe o teorie. Se bazează pe persoana Domnului Iisus, pe învățătura lui. Din cauza asta, așa și începe și epistola. Ceea ce am auzit, ceea ce am văzut, ceea ce am pipăit. Aceea vă vestim și voi. Pe lângă experiența aceasta, este experiența trăirii și din cauza asta, îndemnul Apostolului, care este pentru ei atunci, dar îl avem și pentru noi astăzi, este acesta, trăiți în lumină. Trăiți în lumină. Ce înseamnă să trăiești în lumină? Apostolul ne spune că atunci când ești în lumină, se văd păcatele tale. Este marele, marele avantaj. Noi nu suntem buni nici unul prin noi și noi. Noi toți avem păcate, ne spune Apostolul. Dar atunci când trăiești în acest loc, în lumină, păcatele tale se văd și poți să le aduci la cunoștința lui Dumnezeu, poți să le aduci la picioarele Domnului Iisus. Lucrul acesta îți dă eliberare, îți dă iertare. Și lucrul acesta te face, așa cum am auzit la psalmul de dimineață, să fii numit neprihănit. Om într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și ne atenționează că sunt doar două locuri. Lumină și întuneric. Nu este altceva la un loc. Nu poți să fii decât ori lumină, ori întuneric. Și lucrul acesta este o atenționare pentru cei care se numeau creștini, frați și sărori. Pentru cei cărora le scrie, aveți grijă. Uitați-vă unde sunteți. Uite, astea sunt caracteristicile dacă stai în lumină și astea sunt caracteristicile locului dacă stai în întuneric. Așadar, după ce vedem că acea credință pe care Apostolul o are și pe care se bazează și credința noastră, Domnul Iisus Hristos, credința este urmată de pocăință, de umblare în lumină. Aceasta este caracteristica umblării în lumină, pocăință. Dar, după ce ai făcut pasul acesta, credința n-ajută. Dar dragii cred și se înfloară. Credința nu e suficientă. Credința este bine și nu este bine. Este important să fie bazată pe un fundament solid, pe Domnul Iisus. Dar nu este suficientă. Trebuie să faci un pas. Să pășești în lumină. Să ți se vadă lucrurile rele. Și să vii să Dumnezeu să-ți aducă eliberare de ele. Să te spele, să te curățească de păcatele tale. Dar spune, rămânerea în lumină, umblarea în lumină, se dovedește prin ascultare. Și următorul pasaj, Apostolul ne spune, ne vorbește despre faptul că
Acei care spun că îl iubesc și nu păzesc poruncile Domnului sunt mincinoși. Am auzit foarte mult în campania asta acest cuvânt, mincinos, mincinos, mincinos. Ei, Dumnezeu când spune ceva, nu spune bazat pe niște, ci spune, când Dumnezeu spune lucrul acesta, este o realitate incontestabilă. Dacă spui că ești în lumină și nu păzești cuvintele Domnului, poruncile Domnului, spune ești mincinos. Adică nu ești în lumină. Asta înseamnă că ești mincinos. Adică ești în întuneric. Cu alte cuvinte, dovada faptului că ești în lumină este faptul că păzești cuvântul Domnului. O altă dovadă pe care am văzut-o data trecută este a faptului că ești în lumină, e faptul că îți iubești frații. Este o altă formă de ascultare. Îți iubești frații. Și aici suntem la pasajul nostru și haideți să-l citim. De la capitolul 2, versetul 12, la versetul 17. Îl rog pe Radu să citească cuvintele acestea cu voce tare. Întotdeauna când citim cuvântul Domnului, nu citim ca și pe un roman, ca și pe o știre. Sunt cuvintele lui Dumnezeu, de aceea trebuie să fie citite și cu respect și cu responsabilitate, cu reverență. Pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Așa cum când un împărat își transmite un mesaj în teritoriu și îl transmite cu foarte mare importanță. De aceea să citim cu decât oameni. Îți scrii copilașilor, fiindcă păcatele nu sunt iertate pentru numele Lui. Îți scrii părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Îți scrii tinerilor, fiindcă ați biruit pe Cel nou. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe Cel ce este. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în lume. Căci tot ce este în lume, pofta din pământești, pofta ochilor și îndrășenia vieții, nu este de la Tatăl și din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Amin. Dacă ar fi să ne uităm la acest pasaj, care ar fi versetul cheie, cuvântul cheie? Asta însemnând că dacă ar fi să spui numai o frază, sau să folosești numai un verset dintr-un paragraf, să poți să aduci sub el esența. Care credeți că este cuvântul cheie, versetul cheie, expresia cheie de aici? Care? Nu iubiți lumea. Probabil că sub acest cuvânt s-ar aduna tot din acest pasaj. Și ce a fost, și ce înainte și... Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din ea. Dacă ne uităm în text, cui le este adresată această poruncă? Cui le este adresată? Credincioșilor, Apostolul se referă și se adresează celor care l-au cunoscut pe Domnul. Celor care sunt ucenici, urmași ai Domnului Iisus. Aici sunt folosite câteva expresii vis-a-vis de destinatarul acestei porunci. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că nu este o opțiune, este o poruncă această expresie. Care sunt categoriile de oameni dintre credincioși cărora le sunt adresate aceste cuvinte? Copilașilor, părinților și tinerilor. Acum, întrebarea care ne-o punem iarăși, ce reprezintă aceste categorii? Cine sunt în spatele acestor cuvinte, acestor categorii de oameni? Copilașilor, tinerilor, părinților. Oare la ce se referă aceste cuvinte? Dacă ne uităm la text, nu se referă la bebelași, în sensul fizic al cuvântului, copilași. Pentru că
spune, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați primit pe cel rău. Deci nu se referă la vârsta fizică, în mod clar, pentru că sunt atâția tineri care n-au primit pe cel rău. Așa cum sunt atâția părinți, care nu sunt dintre cei care au cunoscut pe cel ce era de la început. Aceste cuvinte se referă mai degrabă sau se referă la anumite categorii în stadiul de maturitate în viața creștină. Copilași, tineri, părinți. Cu alte cuvinte, această poruncă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, se adresează tuturor. Dacă ești la începutul de vieții de creștin, ești acolo. Dacă ai luat avânt în viața de creștin, ești acolo. Dacă ești unul dintre cei mai vechi, ca să zic așa, cum folosește o expresie Apostolul Pavel, Apostolul în Faptele Apostolilor, vorbește la un moment dat că Pavel, în una dintre călătoriile lui misionare, a poposit la un vechi, el era un vechi ucenic, spune acolo, în fapte, în capitolul 21 cu versetul 16, vorbește despre vechi ucenic, a poposit la un vechi ucenic. Deci, cu alte cuvinte, această poruncă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, ne este adresată tuturor, indiferent unde te-ai găsi în această evoluție, creștere a vieții tale spirituale. Sigur, am putea să ne uităm la caracteristicile care sunt specifice fiecăruia dintre aceste categorii. Doar trecem așa în revistă copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Nu-i așa că așa începe viața de credință? Nu-i așa? Cu ce începe? Cu mărturisirea păcatelor. Duhul Sfânt vine în om care poate să vină la 15, la 16, la 18, la 20, la 50, la 70, la 80 de ani. Duhul Sfânt vine în viața omului și primul lucru pe care îl dovedește că vin lumină și se văd păcatele. Și ăsta este primul lucru, prima acțiune a Duhului Sfânt. Aceea de a te conștientiza că ești păcătos. Că ai nevoie de un salvator, de un mântuitor. Și le spune, scrie aici, vă spun copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Adică ai trecut de faza asta. Duhul Sfânt te-a conștientizat. Și ți-ai cerut iertare pentru păcatele tale. Tu ești unul dintre copilașii din Împărăția Lui Dumnezeu. Vă scriu părinții, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Urmează acea etapă a vieții, a creșterii, în care ești plin de energie pentru Domnul și biruiești pe cel rău. Și îți dai seama că l-ai biruit și în asta, care era un obicei, care, unde satana te-a acasă de trecut. Și vezi că și lucrul ăsta s-a schimbat și Dumnezeu te-a ajutat să treci și peste vă spun tinerilor, care ați biruit pe cel rău. Vă spun părinților, fiindcă ați cunoscut. Este o experiență trăită. O viață. Fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Ați trăit cu el. L-ați cunoscut undeva în trecut și ați experimentat viața trăită cu el. Aceste categorii, și am putea să ne mai uităm în continuare, dar în aceste trei categorii aduce în fața ochilor noștri, ca și destinatar al acestei porunci, pe toți cei care stăm astăzi înaintea Domnului și ne numim copii al lui Dumnezeu. Că suntem la începutul vieții de credință, sau că suntem în urma unei experiențe pe care o aveți cu Domnul nostru Iisus Hristos în trăirea vieții de credință. Porunca este aceeași. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Am întrebarea pe care ne-o punem și la studiul biblic încercăm să ne fixăm și anumite feluri de a privi textele biblice. Întrebarea pe care ne-o punem atunci când vedem un astfel de verset este la ce se referă acest cuvânt lume. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și pentru aceasta aș vrea să vă aduc aminte că nu putem
în Scriptură, când interpretăm Scriptura, nu putem să luăm un cuvânt și să legăm un alt cuvânt dintr-un alt verset și să facem, să le legăm așa la îndala și să facem o, să tragem o concluzie. Pentru că nu întotdeauna același cuvânt folosit sau tradus în Biblia noastră înseamnă același lucru în altă parte. Pot să fie sensuri diferite. Din cauza aceasta, noi studiem Biblia pe cărți, privind pasajele în contextul lor, încercând să înțelegem în întreg ce a vrut să spună Domnul și a vrut să se informeze, să ne spună Duhul Sfânt. Din cauza aceasta, cuvintele pot să au o semnificație într-o anumită parte, într-un anumit text, și același cuvânt poate să aibă o semnificație în alt text, în altă parte. Ca și exemplu, aș vrea să facem un exercițiu și rog pe cineva să citească, să pregătească Ioan 8:23. Altcineva să pregătească Ioan 15, versetele 18 și 19. Altcineva să pregătească Ioan 12, versetul 19. Haideți că le mai repet, dar haideți să începem cu primul. Și să vedem și să fim atenți la sensul pe care are acest cuvânt lume în textele pe care le vom citi. Ca să înțelegem că atunci când ne uităm în Scriptură, trebuie să fim atenți la aceste sensuri, la aceste detalii. Să le privim și să vedem ce vrea să ne spună textul și ce vrea să ne comunice Duhul Dumnezeu. Ioan 8:23. Cineva să citească? Voi sunteți de jos, i-a zis el. Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta. Eu sunt din lumea aceasta. Ce înseamnă aici cuvântul lume? Care ar fi sensul? Sigur ar fi o analiză mai, să ne uităm și în contextul acestui cuvânt. Eu nu sunt din lumea aceasta. Voi sunteți din lumea aceasta. Eu sunt de sus. Nu sunt din lumea aceasta. Probabil că sensul este existența. De unde ești? De sus sau de pe pământ? Sensul este existența, lumea, sensul aici al cuvântului lume, în sensul acesta de pământ. Unde îți desfășori? Unde ești? Domnul Iisus spune, eu nu sunt din... Originea mea nu este de pe acest pământ. Este de sus. Voi sunteți de aici, de pe acest pământ. Haideți să mai citim, de exemplu, versetul Ioan, capitolul 9, versetul 5. Vă urmă să revin și la alte texte. Ioan, capitolul 9, versetul 5. Hai, sunt în lume, sunt lumina lumii. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Care e sensul aici? Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Cât sunt aici pe pământ, sunt lumina lumii. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Haideți să citim... Hai să citim Ioan 15, versetele 18 și 19. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Care este sensul aici? Nu sunteți din lume, din cauza asta lumea vă urăște. Nu este ale celor existenței al Pământului, nu? Că nu lasă să se referă, că suntem extraterestri. Nu sunteți din lume, înseamnă că lumea vă urăște. Sensul de lume aici care este? Opusul acelor care sunt ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu. Deci sensul negativ al cuvântului lume. Haideți să mai citim Ioan, capitolul 12, versetele 19. Versetul 19. Care este sensul cuvântului lume aici? Oamenii, da? Lumea, oamenii se duc după el. Bun, răi, da? Oamenii toți. Oamenii se duc după el. Nu căutați că știți. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce înseamnă lumea aici? Oamenii, da? Încât a dat pe singurul său fiu.
Ei, observăm că sunt cel puțin trei sensuri, am revistat în versetele astea pe care le-am parcurs. Sunt cel puțin trei sensuri al cuvântului lume. Odată lumea în sensul de existență, de pământul acesta, de locul în care ne desfășurăm, de curge viața noastră. Un al doilea sens este lume în sensul de oameni. În general, oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu omenirea, oameni, încât a dat pe singurul Său Fiu. Și un alt sens al cuvântului lume este cel negativ. Aici, care dintre aceste sensuri, dacă le-am luat numai aceste trei, care dintre aceste sensuri este scos în evidență în 1 Ioan, capitolul 2? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Care este? Ultimul, așa-i? Nu poate fi, nu poate fi niciunul dintre celelalte. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Adică este ceva ce este împotriva voii lui Dumnezeu și a existenței celor care fac parte din Împărăția lui Dumnezeu. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Observați, Apostolul folosește mai multe expresii care să aducă, aceeași idee. Am auzit de lumină și întuneric. Aici este ideea de lume, un loc care se numește lumea și un loc care se numește dragostea lui Dumnezeu. Dragostea, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Un alt loc. Ori ești în lume și n-ai dragostea Tatălui, ori ești în afara acelui domeniu numit lume aici și ești cu dragostea Tatălui în tine. Căci tot ce este în lume, adică în acest loc care este în opoziție cu dragostea Tatălui, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșii al vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Adică, prin ce se caracterizează această stare a fi în lume? Care sunt caracteristicile acestei stări sau acestei zone numită lume? Pofta? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Aici vedem că la primele două e aceeași cuvânt. Pofta. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Adică, oare ce înseamnă aceste cuvinte? Pofta firii pământești, pofta ochilor... Cine iubește lumea? Cine iubește lumea, așa este. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Sunt, în esență, două cuvinte aici. Pofta și lăudăroșia. Pofta și mândria. Știți că păcatul capital al celui care a fost cândva un înger de lumină a fost mândria. El a coborât aici pe pământ și a împrăștiat această lăudăroșie, această mândrie peste toți cei care urmează pe el. Lăudăroșia vieții. Pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Uitându-ne la aceste caracteristici a ceea ce înseamnă lumea, lumea unde ar trebui să o căutăm? Că noi spunem că nu suntem din lume. Dar dacă ne uităm în noi, atenți, oare am putea să mai depistăm câte ceva reminiscențe ale acestor lucruri? Pericolul care vine atunci când spunem că noi suntem copiii lui Dumnezeu este să uităm că modul de acțiune al celui rău, al împărăției celui rău, este așa cum acționează Împărăția lui Dumnezeu, din interior înspre afară. Să uităm că, de fapt, pericolul mare este lumea din noi, nu lumea din afară. Ăsta este marele pericol. Pentru că atunci când ești asaltat din afară, parcă mai ușor faci față săgeților. Dar atunci când lucrurile vin din tine,
găsesc justificări pentru mândria ta, pentru semeția ta, pentru pofta ta, pentru pofta filipământești. Nu-i așa că de multe ori aruncăm câte o vorbă și știm că e din fire. Dar după aceea ne justificăm că de fapt, stai puțin, că eu adevărul am spus și așa mai departe. Dar uităm de fapt că toate lucrurile astea fac parte din, sunt lumea care încearcă, diavolul care încearcă în fel și chip să pătrundă noi. Pentru că diavolul știe că nu ținerea unor reguli este ceea ce face diferența, ci ceea ce este înăuntru nostru. Așa cum Domnul Iisus a venit și a spus că împărăția lui Dumnezeu începe dinăuntru spre afară și conduita noastră este determinată de caracterul nostru, așa diavolul, știind lucrul acesta, va încerca în fel și chip să găsească breșe în viața noastră. Ne-a studiat pe fiecare, are dosare, teamă, cu fiecare dintre noi. Știe care ne sunt punctele sensibile, știe care ne-au fost în trecut, știe că acolo ar putea, poate, nu pe toți ne atacă în același fel. Pe unii ne atacă și atunci în fața noastră lucruri și evenimente care știu că sunt sensibile sau țin de vulnerabilitățile noastre. Știți fiecare despre ce vorbesc, care sunteți ai Domnului și care urmați pe Domnul. Știți că lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă cu fiecare dintre noi. Așadar, atenția care, pe care trebuie să o avem este la lucrurile din interiorul nostru. Nu iubiți lumea. Aveți grijă la lumea din jurul vostru, ca nu cumva lumea să pătrundă în interiorul vostru și să pe nesimțite să câștige teren acolo. Lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Dragi și surori, încă o dată avem în fața noastră două realități. Lumea, cu tot ceea ce înseamnă ea. Și acel loc în care acționează dragostea Tatălui. Nu putem să stăm undeva la mijloc. Și dacă vreți, cuvântul Domnului a fost atât de clar din Vechiul Testament, din Vechiul Așezământ, până astăzi. Vă amintiți, de fapt, Domnul Iisus, Dumnezeu spune în lege să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Adică, dacă sunteți ai mei, sunteți numai ai mei, să nu ai alți Dumnezei. Nu poți să ai... Acolo, ce spune, de fapt? Că să nu mai ai încă un Dumnezeu pe lângă Dumnezeu, adevărat. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Iosua, îndemnând poporul spre sfârșitul vieții lui, alegeți astăzi cui vrei să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Iisus, Domnul Iisus, nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori veți iubi pe unul, ori pe celălalt. Nu puteți să stați cu picioarele în două lumi. Aceste cuvinte aș vrea să ne rămână încă o dată clar în minte. Apostolul ne atenționează pe toți cei care ne numim creștini, copii ai lui Dumnezeu. Atenție cu slujim. Atenție din care împărăție facem parte. Și să nu lăsăm cumva ca lumea, prin toate acele ferestre, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții să își facă loc în noi, în viețile noastre. Domnul să ne ajute să ne trăim viețile în lumină. Pentru că acolo, atunci când greșim, să vedem. Și putem să venim cu păcatele noastre la cunoștința lui Dumnezeu și asemenea. Amin.